toată era neagră. Și eu aia, frate. Bă, ce bă, era neagră. Ochi negri, cioc negru, pene negre, gen diavol. Și a dat-o corta, corta în fine, a luat top. Și ce să fac cu ăsta? Îi pui ăsta în boală și ăsta să mănânce. Eu nu știam ce să fac atunci, bă, pentru că trebuia să țin, eu eram obișnuit să țin găina așa. Și trebuia să iau și boabele într-o mână, am luat-o aici. Și nu știu, asta calma. Mamă, luat tu găină la sub braț? Da, mă, da. Mamă, sunt mândru de tine. A, s-a auzit un croncănit. E ce? La tura aceasta o să facem un schimb. Vă alegeți fiecare altă victimă, evident, nu trebuie să fie partenerul vostru de cursă. Pis găina în cap. Mă duc la Jean, da. Haideți. Mie cred că mi-e mai frică ca lui Jean acum. Cortea. 3. Nu ești tu, Dinu. 2. 1. Și... în sfârșit am ceva frumoasă. Pentru că nu mă puteam dezlega, am fugit și cu scaunul după mine. M-am făcut ca toate alea acolo. Păi, mi s-a părut atât de distractivă faza asta, pentru că în momentul în care încep să te sperii, vezi mie că e găină. Ce trebuie de te sperii de o găină? Ciocănește tot. Scârlătesc când l-a văzut. Ia-te! Ia-te, drecu, cu ei murită. Mi-a trântit găina în cap, găina aceea era. Băi, scârlă, termină, mă! Ce cum e testul ăsta? Ia. Și la un moment dat a început să ciugulească găina dintre picioarele mele. Și nu speram decât să nu ciugulească un pic mai sus, că m-ar fi fost... cred că aș fi avut o reacție, totuși. Să continuăm! Dinule, o să te iubesc toată viața dacă îmi pui tarantula aia pe mine. Ce tarantulă? E? Eu plec. Tu crezi că e cu găini, cu d-astea? Da, eu mie îmi stătea gândul la tarantulă. Am zis, bă, ok, pana, pupic cu pupic. De la găină e ușor să treci la șobolan, de la șobolan e ușor să treci la șerpi, de la șerpi la tarantule. Așa mă gândeam. Sunteți pregătiți? Normal, haide-i. 3, 2, 1 și... Plecați! Crezi că fac infar la un moment dat. Mai gata, nu mai stai. În momentul când mai păr, să zic că simt totul mult mai intens și pe chelie și de pe chelie săracele râme sau ce dracu erau alunecată, îți dai seama că le-au prins ghețuș, mi-au căzut pe mână aici și în poală. Ai vierme, ai vierme pe cap! Am un vierme în cap! Pe cap! Începusem de-abia după câteva secunde să mă uit pe jos așa și am văzut că sunt râme, momentul în care m-am relaxat. Pentru că de râme n-ai cum să-ți fie frică. M-am mai dus și la pescuit. Una a rămas a dreacu și uite așa se mișca, o simțeam cum s-a ridicat în coadă și făcea așa. Ce mă, ți-o pus să-i scârlătesc cu că se juca, că a vrut să-i pună cercel la ureche și așa. Nu, pe mine nu mai puneți nimic. Pentru că momentele aia aveam pe să fac infart. Păi aveți că nu i-am pus, că nu... Da, mă știu. Dar nu suportă. Dar ceilalți erau drepți, așa, nu? Da. Mă, nu nici pe dreapta. Mie mi-e mai frică de Doina aici, a stânga mea, n-a zis nici pus. Eu nici nu mi-am dat seama că sunt niște viermișori. Am văzut, priveam tot în față, am văzut efectiv cum a căzut o pleașcă neagră. Am stat un pic, după care am coborât privirea, am văzut că se râme și am zis, ok, bine. Până acum avem următoarea situație. Puia și Melinda, voi să plecați ultimii. Ok. Nu, dacă mai stăteam puțin, chiar muream. Pe cuvântul meu, chiar. Și după mi-a luat foarte mult timp să pot să mă calmez. Aveam inima în gât. Trei care se luptă. Nu plec trei de aici, victime. Nici mort nu plec de aici. Sunt căsătorit, crede-mă. Rezist mult, la orice. Bine, hai să vedem.